Salut la toată lumea, bine ați revenit în corecție pentru Baby Metal, Iava. O piesă care, de când am făcut reacția în limba română, la fel ca și la East of Eden, nu mă pot opri din ascultat, e super mișto, dar o să vedeți de ce spun lucrul ăsta. Aveți în descriere link către video original, vă duce pe canalul Kuro Kitsune Sama. Eu vă recomand să vă abonați la acest canal. Foarte multe videoclipuri Baby Metal, fan-made, să zic așa. De ce există aceste videoclipuri? Și, practic, aveți Kuro Kitsune Sama, Fair, For The Fox God, KS, canale care au astfel de videoclipuri, pentru că videoclipurile vechi de la Baby Metal erau blocate, adică nu puteai să faci reacții la ele. Și atunci aceste canale au făcut ele videoclipuri așa neoficiale, tocmai ca să fie cât mai bine promovat Baby Metal, să existe posibilitatea de a face reacții pentru piesele lor. Acum și Baby Metal nu mai blochează videoclipurile, dar cele vechi încă rămân blocați. Și atunci avem aceste posibilități. De-aia vă recomand să vă abonați la Kuro Kitsune Sama. Haideți să vedeți de ce am vrut să vă prezint Iava, în caz că n-ați ascultat încă această piesă de la Baby Metal. Orice piesă de la Baby Metal, o asculți, devine preferata ta. Următoarea, o asculți, devine preferata ta. Îmi pare rău că nu mai este Yui. Yui este cea care este în... Să pun degetul aici. Ea este Yui. Din câte mi-aduc eu bine aminte, Yui a plecat din cauza unor probleme de sănătate, cel puțin așa s-a spus. Îmi pare rău, mai ales că acum au început să devină mult mai bine cunoscute la nivel internațional și nu poate să savureze roadele muncii ei, pentru că a lucrat foarte mult. Eu am spus și când am făcut o reacție în limba engleză, dar nu mai știu la care piesă, că cea mai tare fază ar fi... Să se întoarcă Yui și să fie o trupă din patru fete format. Da? Să rămână și Momo, dar să fie și Yui. Aia ar fi... Ar fi explozie pentru fanii Baby Metal. Ar fi nebunie totală. Dar Vans, foarte talentate fetele astea. Muzică, dans și mereu îți transmit așa o energie pozitivă și un zâmbet. Chiar dacă, de exemplu, piesa asta e ceva de genul din ce am înțeles eu, când cineva e confuz și începi să devii și așa, cam iritat, că nu știi ce se întâmplă. Cam despre asta e vorba. Așa, în mare. În piesa asta. Așa că haideți să continuăm să ne bucurăm de o piesă extraordinară. Încep să-mi văd mișcările. Ah,
De ce îmi place atât de mult rock-ul japonez? De ce apreciez atât de mult trupele de rock din Japonia? Ca și calitate, mai ales live. Aici, da, e pus audio peste video. Dar dacă ascultați live-uri, nu contează ce trupă japonez. Baby Metal, Lovebite, Unlucky Morpheus, Bandmade. Nu contează ce trupă, o să rămâi șocat de ce producte, ce calitate oferă. Chiar și dacă ascultați live-uri din cluburi micuțe pentru trupe care încă, sau artiști care încă n-au ajuns la succesul ăla mare, cum e premii. Deci, la fel, calitate. De asta, eu întotdeauna o să fac tot posibilul să împart cu cât mai multă lume această muzică. Pentru că sunt la alt nivel. Zâmbetul ei perfect. Asta este perfect. Vans, ce oferă fetele astea ca și calitate muzicală și mișcări de dans? Eu înțeleg câtă muncă este în spatele la tot ce fac ele. Sper că v-a plăcut, nu o mai lungesc. Vans, e perfecțiune. Eu vă recomand să vă abonați la canalele Kuro Kitsune-sama, KS, For the Fox God, Per și, bineînțeles, obligatoriu să vă abonați la canalul Baby Metal. Aia e 100% obligatoriu. Dă-ți la tatăl mai multă sănătate și o zi cât mai frumoasă. La revedere!